Consilierii municipali lugojeni reuniți în ședință extraordinară luni 22 aprilie au votat începând cu data respectivă prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare până la momentul preluării definitive a serviciilor de către Aquatim S.A., dar nu mai târziu de 21 noiembrie 2024. După cum se știe, la nivelul municipiului Lugoj, furnizarea serviciilor de Apă Canal este asigurată de societatea Meridian 22. Societatea are ca unic acționar municipiul Lugoj, reprezentat prin consiliul local municipal. Contractul de delegare a gestiunii din 24 august 2018 a fost încheiat pe o perioadă de 5 ani. Între timp, din cauza situației financiare a societății și a riscului imediat de intrare în incapacitatea de plată, a apărut problema foarte serioasă a imposibilității asigurării continuității serviciilor de Apă Canal la Lugoj. Contractul de delegare a fost prelungit prin act adițional. Ulterior, începând cu 22 octombrie 2023, a avut loc o nouă prelungire a contractului de gestiune a serviciilor de apă canal. Termenul prelungit s-a împlinit la 22 aprilie 2024. Misiunea administrației locale este de a păstra continuitatea serviciilor de apă canal. Proiectul a fost aprobat cu unanimitatea votului celor 17 consilieri prezenți în totalul de 19.